După aproximativ 2 luni de la punerea lor în dezbatere, noile legi ale educației au ajuns la votul final din Parlament. Ministrul Educației a venit în fața senatorilor pentru a susține cele 2 proiecte normative, legea învățământului preuniversitar și legea învățământului superior, legi elaborate, așa cum susține Ligia Deca, pe baza raportului România Educată. În ceea ce privește învățământul preuniversitar, există o serie de modificări ale examenelor naționale, cum ar fi introducerea religiei ca materie opțională la bacalaureat sau organizarea, pentru admiterea la liceu, a unui examen separat pentru ocuparea 60% din locuri, în funcție de profilul liceului. O altă modificare se referă la reintroducerea posibilității exmatriculării elevilor în cazuri foarte grave. Pachetul de legi ale educației reprezintă un obiectiv ambițios, dar realizabil. Un viitor mai bun pentru toți copiii și tinerii din România. Suntem într-un moment istoric. După 12 ani și multiple schimbări în societate, pandemia de COVID-19, schimbările tehnologice semnificative și evoluțiile geopolitice, a ajuns la votul final legea învățământului preuniversitar, menită să răspundă provocărilor existente și viitoare, pentru ca educația să redevină temelia unei societăți bazate pe valori. În ceea ce privește legea învățământului universitar, ministrul educației a reamintit introducerea învățământului superior în modual și a unor programe menite să combată abandonul universitar. Sunt incluse de asemenea o serie de modificări referitoare la salarizarea cadrelor didactice din învățământul universitar și se prevăd măsuri mai stricte în vederea întăririi eticii în mediul academic. Senatorii din opoziție au criticat cele 2 proiecte de lege, susținând că acestea nu rezolvă problemele învățământului românesc. Domnul ministru, v-ați ridicat în slăvi inițiativa și ne-ați explicat cât de mare a fost interesul pentru a o trece prin Parlament. Vă reamintesc că a trecut pe repede înainte, vă reamintesc că s-a lucrat la foc continuu, sâmbătă și așa mai departe, pentru a trece cu tancul peste orice înseamnă discuție și dezbatere pe punctele fundamentale de care are nevoie învățământul românesc. Și întrebarea mea este foarte simplă. Cum vă explicați că astăzi, când veniți în plen atât de triumfalist, profesorii din România sunt în grevă pentru că dumneavoastră ați împins în Parlament o lege care are multe lacune, dar una e foarte clară, vă bateți joc în continuare de salariile profesorilor. Vorbim despre 2 proiecte legislative care stau în dezbaterea Parlamentului de aproximativ 50 de zile. Vorbim despre aproape 2 luni de dezbatere parlamentară, serioasă, așezată. Fiecare amendament depus a fost discutat atât la Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților, cât și la Comisia de Învățământ din Senat. Au existat toate oportunitățile pentru dezbatere și pe fond și pe tehnică, iar în ceea ce privește revendicările cadrelor didactice, așa cum știm cu toții, ele se leagă de grila de salarizare care se află în legea salarizării, nu în legile educației. Această dezbatere ar trebui suspendată până la identificarea unor soluții reale și aplicabile de îndată privind salarizarea cadrelor didactice. Așa s-ar fi întâmplat într-o altă țară unde educația ar fi fost prioritară. Am făcut dintr-o lege 2. În rest, nimic. Unde este reforma, stimați colegi? În adăugarea unei probe în plus la admiterea la liceu? Ați adăugat singura materie obligatorie prin lege, în trunchiul comun, religia. Pe celelalte le stabilește ministerul. Asta e reforma? Proiectele normative au fost susținute de parlamentarii din coaliția aflată la guvernare. Aceștia au subliniat că cele 2 legi ale educației vor schimba fața învățământului românesc. Rezultatele legilor pe care le votăm astăzi nu se vor vedea nici astăzi, nici mâine, ci în ani, probabil în generații. Ne exprimăm convingerea că aceste noi legi ale educației sunt legi bune, care vor schimba fața învățământului românesc și al societății românești în ansamblu ei. Cred că la o analiză onestă din punct de vedere intelectual, am putea constata că atât în proces cât și în rezultat, și aici avem în vedere însuși procesul de dezbatere, dar și în conținutul legii, stau de fapt niște resurse foarte importante
pentru o transformare semnificativă și durabilă, atât pe învățământul preuniversitar, cât și pentru învățământul superior. Dezbaterea din Senat a celor două proiecte de lege a durat mai bine de 3 ore, opoziția încercând să treacă în plen o mare parte a amendamentelor respinse în Comisia de Învățământ, însă fără niciun rezultat. La finalul dezbaterilor, noile legi ale educației au primit votul Senatului, for decizional în acest caz, și vor merge la președinție pentru promulgare.